Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit. Sfântul Teodor a fost ucenic al Sfântului Pahomie cel Mare. El s-a născut și a crescut păgân, dar tânăr fiind, a ajuns la cunoștința cea adevărată a Sfintei Credințe și a primit Sfântul Botez. Aflând despre Sfântul Pahomie, Teodor a părăsit în taină casa părinților săi și a mers la mănăstirea Sfântului Pahomie. Acesta l-a tuns monah și l-a iubit foarte pentru marea lui râvnă și desăvârșita lui ascultare. Când la mănăstire a sosit maica lui ca să-l cheme înapoi acasă, Teodor nici nu s-a învoit să o vadă, ci mai vârtos, el a făcut rugăciune ca Dumnezeu să o lumineze și pe maica lui cu lumina cunoștinței. Cu adevărat, nu numai că fiul nu s-a mai întors nici cum acasă, dar nici maica nu s-a mai întors. Văzând că în apropiere se află o mănăstire de femei, sub purtarea de grijă a surorii Sfântului Pahomie, ea a mers acolo și a luat chipul creștinesc și monahicesc. După un oarece timp, Pafnutie, fratele lui Teodor, a venit și el la mănăstirea Sfântului Pahomie și a luat și el chipul cel monahicesc. Apoi, episcopul de Panopolis l-a chemat pe Sfântul Pahomie ca să întemeieze în eparhia lui o mănăstire pentru cei care doreau viața călugărească. Pahomie l-a luat pe Teodor cu el și a încredințat toată grija întemeierii noii mănăstiri. După moartea Sfântului Pahomie, Teodor a fost ridicat de către obște stareț al tuturor sfintelor mănăstiri, întemeiate de starețul său, și a trăit până la bătrânețe adânci și încuvințate. El viața toată și-a trăit-o ca un plăcut al lui Dumnezeu, povățuind mulțime de monahi pe drumul mântuirii. Și s-a odihnit cu pace și s-a strămutat la locașurile cele cerești ale împărăției veșnicei lumini la anul 368.